Ofertele sunt în așa fel gândite încât acestea să nu coincidă cu vârful de sezon, când temperaturile cât și prețurile sunt foarte ridicate, iar și majoritatea destinațiilor turistice sunt extrem de aglomerate. Pachetele special concepute pentru seniori variază între 250 și 500 de euro de persoană și cuprind 7 nopți de cazare cu demipensiune, mic dejun și cină, asistență turistică în limba română, bilet de avion dus-întors, taxele de aeroport, transportul de la avion la hotel, dar și două excursii opționale în zona respectivă. Prima destinație care s-a lansat pe program de seniori a fost Spania. S-au lansat programe pentru Costa Brava, pentru Mallorca, care funcționează și în continuare, dar apoi și alte țări, precum Italia, Portugalia, Grecia, Cipru, s-au înscris în acest program. Avem chiar câteva programe în România puse la punct pentru program de seniori. Sejururile pentru România se prelungesc până la sfârșitul lunii iunie, iar turiștii pot vizita unele dintre cele mai frumoase zone turistice din țară, cum ar fi nordul Moldovei, Bucovina sau Maramureș, la prețuri care pleacă de la 150 de euro. În preț este inclus transportul, cazarea, dar și masa. Persoanele peste 55 de ani au percutat foarte bine la acest program. De câțiva ani de când s-a lansat, noi avem 10 de turiști care pleacă. Majoritatea se cuplează, deci pleacă mai multe persoane cunoscute pe același program. Urmăresc an de an ce programe au mai apărut și, bineînțeles, că vânează capetele acestui program. Un alt beneficiu al Senior Voyage este acela că și alți membri ai familiei care nu au împlinit încă vârsta cerută de program pot pleca în aceeași excursie, achitând, pe lângă prețul standard, încă o taxă în valoare de 50 de euro de persoană.